Andreea și Sergiu Hanca au făcut un gest incredibil pentru 4 copii care au rămas fără mamă. Le-au construit o casă de la zero, mai mult decât atât. Cei doi le dau lunar, chiar și o pensie alimentară, numai pentru ca cei mici să poată să meargă la școală. Soția fotbalistului vorbește despre copilașii care i-au rupt inima în două, dar și despre momentele crunte în care a fost huiduită pe stadion. Să venim la ei cam o dată la o lună, două. Ne face foarte mare plăcere pentru că suntem atașați de acești micuți. Înseamnă foarte mult pentru noi. Au fost așa ca Sergiu mereu spune că ei sunt talismanul lui norocos. S-a întâmplat să aflăm despre cazul lor acum un an de zile. Preotul nostru duhovnic este director la școala de aici din comună și ne-a spus: uite, Sergiu, am o familie, de fapt 4 copilași care au rămas fără mamă. I-am găsit întâmplător jucându-se pe stradă, în picioarele goale, în zăpadă. Mama i-a părăsit și îi crește bunica alături de tată. Cei doi lucrează cu ziua prin sat, iar micuții rămân singuri toată ziua acasă. A venit Sergiu prima dată. Țin minte că m-a stat și mi-a zis: iubito, incredibil în ce condiții trăiesc. Nu știu cum stau în acea cămăruță, că practic era doar o mică cămăruță. Aveau pereții dărâmați și când ploua sau când ningea și ploua înăuntru, peste ei. Fata cea mare era chiar bolnavă din cauza asta, avea ceva la gât, între timp s-a remediat. Ne-am unit forțele, să spun așa, am reușit să recumpărăm această casă tip modul, pentru că a fost atunci o situație, nici terenul nu era al lor. Cât v-a costat această căsuță? 6.000 de euro a costat. Am compartimentat-o în așa fel încât să aibă două camere și o mică chicinetă, să spun așa, să aibă un aragaz unde să-și poată face ceva de mâncare. Am vorbit și cu Sergiu, i-am transmis părintelui și acum am discutat și cu bunica și cu tatăl. O să le dăm noi o pensie în fiecare lună, să-i dăm bunicii ca o pensie, ca să nu mai trească să meargă să muncească, dar să aibă grijă de ei în fiecare dimineață, să-i ducă pe Ștefania, pe cea mică, să o ducă la grădiniță și pe băieții, pe Ionuț și pe Marius, să-i ducă la școală. Am întrebat-o pe Gabriela, pe fata cea mare, dacă își dorește ceva. Am spus că își dorește să aibă ce să mănânce și să aibă frățiorii ei tot ce au nevoie. Cei mici sunt impresionați de Sergiu, iubesc la maxim. Tot timpul se uită la televizor, uită-l pe Sergiu, uită-l pe Sergiu. Așa o să ajungeți și voi, dacă mergeți la școală, o să vă ducă Sergiu la fotbal și o să ajungeți și voi fotbaliști, da. Că își doresc și ei să joace, da? Fotbal. Au spus că vor să joace fotbal? Da. Își doresc. Cu siguranță va face Sergiu echipă pe viitor și va lua și pe ei. Da, păi își dorește să facă antrenor, deci e perfect. Exact când or să crească ei, Sergiu îi poate lua sub aripa lui mai mult de atât. Ți-au spus vreodată că vor anumite lucruri sau se mulțumesc cu ceea ce le aduci tu? Am întrebat-o pe Gabriela, pe fata cea mare, dacă își dorește ceva. Mi-a spus că își dorește să aibă ce să mănânce și să aibă frățiorii ei tot ce au nevoie. Am rămas impresionată. Eu cred că ei, nu cred că își doresc obiecte sau nu sunt obișnuiți să aibă și probabil de asta se mulțumesc cu puținul pe care l-au. V-ați gândit la vară să le faceți și lor o vacanță, cadou, să meargă și ei să mai plece de aici, să vadă altă lume? Da, de asta îmi doresc foarte tare, pe lângă căsuță, să le facem o baie aici. Pentru că am zis că vreau să iau și să mergem în un weekend undeva, pe Zian, pe ei, să mergem toți, să vadă și ei că este viață și în afara acestui sătuc. Shaking me right to the core. Cred că iubești foarte mult copiii. Te-ai mai gândit la un bebe? Mai simțit, așa cred. Da, ne dorim foarte tare. Ne-am pus pe treabă, să spun așa. Posibil în viitorul foarte apropiat să primim și vestea că vine barza din nou. Am întrebat, am fost la doctor, mi-a spus că este posibil să fiu însărcinată.
încă nu știm, așteptăm rezultatele. Vreți fetiță sau tot băiețel? Ne dorim foarte tare o fetiță, de fapt Sergiu își dorește două. Fac cum ce vrea Dumnezeu, nu știu. Eu simt, am așa un feeling că e tot băiețel, deși îmi doresc fetiță. Este dor lui Sergiu de voi? Da, nu a trecut prea mult timp de când a plecat, dar bănuiesc că te sună și te întreabă în fiecare zi de cel mic. Doamne, nu că mă sună și mă întreabă, ne sună pe FaceTime tot timpul. Și nu numai pe mine, dacă nu răspunde sunt pe mama, dacă nu pe tata. Și deci tot timpul vrea să-l vadă, să-l vadă, să-l vadă. Cel puțin 5-6 ori pe zi. Știe tot ce face Zian, pas cu pas. Și ai spus că veți face o surpriză, nu? Că veți duce la el. Da, asta i-am spus. Cred că nu venim doi, o să venim trei în Polonia. Deci e cel mai fericit, e în culmea fericirii. Deci aștepți rezultatele de la medic și te duci cu vestea cea bună la el. Da, cam atunci, chiar atunci o să aflu, o să știm sigur dacă mergem doi sau trei. Ca soție de fotbalist, ai confruntat vreodată cu situații neplăcute? Da, m-am confruntat. Încă încerc așa să nu mă mai gândesc la ultimul episod prin care am trecut de curând. 2-3 zile am fost șocată pentru că cred că, nu știu, e ca și cum cineva ar intra la tine în casă și ar vrea să dea în tine. Așa m-am simțit, pentru că eu, nu știu, pentru mine Dinamo însemna familie. Pentru noi, de fapt. Dinamo era viața noastră, stilul nostru de a trăi. Orice făceam era vorba despre echipa unde Sergiu juca și pe lângă asta era și echipa cu care eu țin dintotdeauna, de când mă știu. Tata m-a dus în galerie de la 10 ani, adică mă simțeam în siguranță, exact, da. Și șoc, asta a fost șoc pentru că nu mi-a venit să cred. M-am bucurat într-adevăr foarte tare la golul lui Sergiu, pentru că în ultimele 2 săptămâni a tras foarte mult de el să joace. A avut o gaură în picior de la un meci. Am venit cu toată familia, fratele meu, tatăl meu, prietenii mei, una din prietenele mele cele mai bune, care este însărcinată, a venit cu soțul ei. Când Sergiu a dat golul, într-adevăr, toți ne-am bucurat foarte tare, pentru că știam toate sacrificiile pe care le face ca să fie acolo în teren. Și când am văzut că au sărit la noi, mai ales că erau, stăteam între dinamoviști, deci nu erau de la Astra sau... erau de-ai noștri, să spun așa. Și a fost puțin șocant.